Sunt cea mai fericită pentru că mor în păcate, că pe tatăl meu îl duc acasă. Și-i sărut oasele și-i mulțumesc că l-a împușcat Dumnezeu Iisus și vede și ne-a pedepsit pe toți după cum merităm. Ticule, sărut oasele, cu tine sunt în păcate că mă duc, poate că n-am nici eu, că am 84 de ani, mă duc fericită în lumea cealaltă. Tatăl meu a avut două fete, Terezia, Măhălean Terezia, eu și Cătinan Emilia, adică Măhălean Emilia, căsătorită Cătinean. În anul 1949 eram învățătoare în comuna Cesar. Era sfârșitul anului școlar. La un moment dat, vine o femeie la mine, după ce am terminat serbarea, o femeie unde stăteam, pe nume Samfira, și îmi spune: domnișoară, după ce terminați serbarea, mergeți acasă, că pe tatăl dumneavoastră l-a căutat securitatea să-l aresteze și el a fugit. Am luat doi copii cu mine, mai mari, că trebuia să trec în pădure, că e mai aproape, peste deal, și m-am dus acasă. Când am intrat pe poartă, mama mea m-a întâmpinat plângând în hohote și în ăsta. Uite, a venit securitatea să-l aresteze și el a fugit. Și atunci am întrebat, cum a fugit? Zice, o văzut mașina securității lângă preotul, că a oprit și a intrat acolo. După ce a ieșit de la preotul, ei au trecut în sus, nu a intrat pe la noi atunci, iar dânsul în timpul ăsta au fugit. Când s-au reîntors de unde au fost ei plecați în sat, au venit pe la noi să-l aresteze, dar nu l-au găsit. Și atunci au luat-o la întrebări pe mama mea și erau foarte agresivi. Și mama mea zice, dar nu știu unde e, nu știu unde a plecat. Și atunci, după 5 luni de zile, cât a stat, el a luptat contra comunismului, anticomunistul. După 5 luni de zile, l-a prins într-un pod, la Mureșan Simeon. Acolo au fost trei. Când l-a prins securitatea, tatăl meu s-a dat jos din pod, primul, când l-a prins, când a înconjurat grajdul cu securitatea, l-a dat pe el, s-a coborât primul care a fost și l-a așezat pe burtă și cu mâinile la spate. Și Pop Petre de la Cesar era un pădurar. O zis, coboară-te, când, înainte de a se cobori din pod, coboară-te, pasăre, din pod. Și atunci când s-a coborât, l-a așezat pe burtă cu mâinile, i-a pus catușele la mâini și l-a luat la întrebări, tălharule și nu știu, cât mai sunt în pod? În pod mai sunt doi. Și la un moment dat, ălalalt nu a vrut să se dea jos din pod, băiatul ăsta moldovan. Și când a vrut să se dea din pod, a urcat să urce după el și cu ultima furcă l-a dat jos, s-a dat jos. Și l-a întrebat, cât mai sunt în pod? Și pe el l-a pus pe burtă. Și zice, mai este încă unul. Ăla nu s-a mai coborât. Și atunci când l-a căutat, l-a așteptat să vină jos din pod, el deja a fost dispărut, a luat pălăria de la un nepot de-a lui și a fugit. După aceea i-a dus la securitate
i-a bătut, i-a adus noaptea înapoi, seara, i-a dat jos din mașină și a urcat sus la pădure. Atât au văzut, cred că toți volenii aproape care erau curioși din satul ăsta. I-a dus la pădure și i-a împușcat. După ce i-a împușcat, până la, după ora de vârf, 12, 1 și ceva, o mers securitatea la Gherla, s-au reîntors înapoi. S-au intrat într-o cârciumă la un... Soția lui era verișoară cu mine. Și atunci au zis, deschideți ușa, deschide-mi eu ușa să intru înăuntru. Zice, mă, mi-o, dăm să beau, o bătu cu pumnul în teșgheaua aia de la... Dăm să beau, zice, că l-am omorât pe Măhăleanu. Da, din el n-am putut scoate nimica dintr-un... ca dintr-o piatră. Ei, după ce i-o lăsat mort, în, o dat telefon, că în raza comunii cu tare, sunt trei morți. Și atunci a venit un plotoner de la Chiochiș, plotoner major, și a stat lângă ei, cam târziu. Și între timp când a trecut dimineața, nu se știa că l-au împușcat și ce s-a întâmplat cu ei. Un văr de-a meu care a trecut de-a dus gunoi pe aici, l-a găsit mort, eu găsim mort pe amândoi. Unul împușcat prin cap, iar pe tatăl meu prin picioare, prin abdomen, s-a chinuit toată noaptea. Mi-a spus un unchi de-a meu care era, atunci locuia aici, în prima casă aici. Și toată noaptea a stat întâlnat și l-a auzit cum gemea și plângea și... plângea și era, nu, că era. Dimineața zice că era un... părău de sânge, nu alta aici când a venit. Părău de sânge era. Atunci mamica cu greu a aflat așa ceva, a aflat că toată lumea se perea să-i spuie, că te temeau de securitate. Și un vecin de-a nostru, pe nume Băgăcean Ion, cu mare greu a plecat prin furiș, s-a dus. Cum să-i spui? Cum să-ți spui că l-a împușcat? Că nu am curajul. Că ce-a face femeia aceea? Și i-a spus, zice, uite, zice, cu mătră, că așa-i zice, l-a împușcat pe cu mătru Ioniță. Mama a căzut jos, sora mea la fel, sora mea avea 16 ani, 16-17 ani, așa. Și, no, atunci ce e, o trimis carul după ei să-i aducă, carul cu vitel. Un văr de-a, un nepot de-a lui tata meu. Și fiind. O venit aici, s-a adunat tăția din sat, în frunte cu bărbos Ioniță, care era mare ștab, s-a adunat aici, o discuta, râdeau, vorbeau, nu, mi-a spus ăla. Și unul dintre ei zice, uite, zice, că și acum, că dânsul cum s-o chinui, probabil s-o închis pumnul, că, cum s-o chinui toată noaptea, că l-o lăsa viu. Și, și atunci, zice, uite, parcă și acum vrea să se răzbune pe noi. Pentru că era un foarte bun român. Mereu vineau la el ca să se înscrie în partid. El zicea, nu-mi dau eu de stima unui neam pe un carnet de partid. Eu eram învățătoare la Căianu Mare, că m-a transferat de la Sfântul de pe motivul ăsta, de la Cesar la Căianu Mare. La Căianu Mare eram la o colegă la ziua onomastică, la colegă din sat. Și acolo vine și un coleg de-a nostru de la Ilișua. Când eram așa mai întoi, a fost petrecerea, el era foarte monoton și nu zicea nimica. Și zice unul dintre colegi, zice, tu de ce ești așa de monoton, de nu zici nimic și nu dai părerea și tu nu te distrezi? Și atunci zicea, păi nu, că așa eu, că nu mă simt bine, că... Când s-a terminat ziua onomastică, eu stăteam la o bătrână cu o colegă de-a mea, dar ei era plecată la Beclean. Și m-am dus să mă duc acasă, era foarte aproape, pe ulicioară de școală. Și în momentul ăla o zis către mine, când o ieșit afară, domnișoară, îmi dați voie să vă conduc acasă? Și am zis da, știam, parcă aveam presimțiri, că eu știam că tatăl meu e fugit. Și atunci m-am, zic, da, poftiș. Și ne-am dus amândoi și pe drum îmi povestea și să știi că pe tatăl dumneitale l-a împușcat.
dar să mergeți urgent acasă. Și atunci n-am știut ce să fac. Nu știu cum și lampa, când m-am intrat în casă, au căzut lampa de la femeie jos, pe cuvânt vă spun, dar nu s-o spart. Au căzut lampa jos, nu știu ce semn a putut pe ăla. Și n-am dormit toată noaptea și cu primul autobuz am venit la Gherla. Și când am venit la Gherla, am întâlnit o familie care era de la Cesar și care era aproape de școală și ne cunoșteam foarte bine. Și m-am dus pe la ei. Și când am intrat pe poartă, atunci au ieșit femeia aceea lucrătoră și mi-a zis, zic, eu nu știu nimic de la noi, de la Sântejul, de acasă. Zice, atâta știu că Dumnezeu să-l ierte și nu o zis altceva nimic. E așa l-a prins, așa l-a divulgat niște pădurari în vie și pe urmă s-a dus la o femeie care era ea cumnată cu unul Simeon, care și el era între ei, dar era plecată. S-a dus la ea și atâta o bătut-o și o chinuit-o până o spus unde zi. Și atunci ea s-a dus înainte, securitatea după ea și s-a dus în pot și s-a dus la graf și oprit. Nu să îi mormântați după aceea, ce s-a întâmplat? Ce să mormântăm? Cine să ne lăsă să mormântăm? Dar nu s-a știut nimic, Doamne ferește! Dar ați spus că au venit din sat aici și au venit... Au venit care i-am trimis, au venit comuniștii ăia din sat. Și nu v-au lăsat să îi mormântați? Poftim? Nu v-au lăsat să îi mormântați? 24 de ore au fost trebuit să fie îngropat fără mormântare. Și când ați trimis carul, după ce am pușcat, ați trimis carul? Nu, a venit carul gol acasă. Și cine a făcut groapa? Ei, oamenii. Ei au făcut? Oamenii. Un frate de-a lui, nu e aici, nu știu, nu-l văd, care e aici nepot de-a lui și de-a lui, de acolo, care-i foarte mic. Știați cine i-a împușcat? Securitatea, dacă s-o duci, o zic, măm, eu. Dar nominal. Îi dăm să beau că l-am împușcat pe api, că l-a împușcat el, că au pus pe cineva să-l împuște, că așa să vorbea că pe cea de la Cesar, că foc. Apoi eu, dacă n-am văzut, nu știu precis, numai au presupus oamenii, că nu știa că cine l-a împușcat. Securitatea l-a împușcat. Doamne, am ajuns și ziua aceea de 84 de ani să-i văd oasele lui tata meu, care au luptat pentru dreptate. El a fost voluntar în armata română. În 1918 a fost prizonier în Rusia și de acolo, din Siberia, soldat. A venit voluntar. Uite, aici ai. Că o filmăm pe urmă, Maria. Ia asta, pe slujba de mormântare? Nu. Dumneavoastră, nu vă puteți imagina ce regim a fost. Doamne, spuneți-ne... Nici n-a sfătuit pe nimeni să mai se scrie în Partidul Comunist. Spuneți-ne, doamnă, care era păcatul tatălui dumneavoastră? Păcatul organizația, organizația din care făcea parte? Nu știu, asta, Garda Albă sau așa ceva. Știați că tatăl dumneavoastră este membru într-o organizație anticomunistă? Nu, nu știu. Numai știam că e foarte bun român și îi... cum să spun, nu vrea să se scrie în partid, mereu era cercetat, mereu de la casa noastră nu mai mergea poliția, venea, apoi mâine iar venea și așa frumos, fără să zică nimic. După ce am, în 49, mă trezesc într-o bună zi că vin doi jandarmi de acolo, de la Căianul Mic. Unul era din țara. Și zice colega mea, zice, uite, vin doi jandarmi, că era așa casa sus și se vedea pe geam. Și cum au venit jandarmi, zic că ea vin la mine. Și când au intrat în casă, nu, ce face, să rămâine, nu știu ce, s-au așezat. Eu și cu colega mea vroiam să mergem la plimbare un pic, că era vară și frumos. Și zic, hai să ne ducem. Eu îmi iau ligheanul și mă duc afară să mă spăl pe picioare și... Unul dintre jandarmi, tot după mine. La un moment dat, zic eu, dar de ce umblită după mine? Că i-am fost foarte... Și zice, el zice, dar ești... Zic eu, doar nu s-a arestată, ba sunteți arestată. Și atunci m-au arestat, m-au dus între doi jandarmi, la Căianul Mic. Zic, dar ce fac aici? Zice, bine... De la Dej, Iuliu, de la Securitate. Securitatea să vă iei, să vă ducă la Dej. Am așteptat, vă dați seama în ce emoții am așteptat. Dar jandarmii s-au comportat extraordinar de frumos cu mine. Și în ce emoții am așteptat eu.
o soție curitatea, m-a chemat înăuntru, că eu intrat, m-a chemat înăuntru, m-am dus acolo, s-a uitat așa din cap până în picioare. După ce ne port doliu? După tatăl meu. Pe cine tot pe tatăl? De Măhăleanu, zice, ăla care, banditul ăla, imbecilul ăla, nu știu, dar vorbea românește foarte stricat, era evreu. Și atunci, zic eu, oricum ar fi fost, pe cuvânt vă spun de onoare, dacă n-am zis așa, oricum ar fi fost, mi-a fost tată și nu m-am lăsat. Și atunci mi-a dat un pumn aici, în partea dreaptă, deodată și m-a atins la nas, mi-a curs sângele și roi și era un plutoner major acolo. Și s-a uitat așa cu milă și mi-a dus apă. Și m-a spălat. Și colega mea a venit cu mâncare și cu partisiu și așa m-a lăsat ca să fiu un turnător, să mă duc la ei la deși să tot... Și eu am zis, nu vă supărați, dar eu nu pot să fac treaba asta, că e bine să ferește lumea, că sunt învățătoare. Atunci, zice, știi cum te las? Numai așa te las, dacă pe săptămâna viitoare vii la mine cu lista. Nu mă gândeam toată noaptea, ci toată noaptea sărem din somn, nu mai putem dormi, iară vin și mă arestează. Iar mai port doliu către mine. Nu odează înainte să nu mai port doliu. Vine unul de la securitate. Nu, și așa s-a întâmplat. Și până la urmă m-am mutat din comună aceea, că inspectorul județean îmi era din sat de la mine de aici și era foarte, cum se cade. Și era el mare comunist, dar mă cunoștea de copilă mică. Și atunci mă duc și zic, domnul Cici, vă rog frumos să mă mutați. Ce te mut iară la Cesar, dar pe cum să mă mutați dumneavoastră la Cesar din moment ce s-a întâmplat cu tatăl meu? Toată lumea mă cunoște acolo și toată lumea mă desapreciază, orice știu cum e acum. Și zice, știi ce rezu, că aici ai lista, alegeți postul unde vrei. Dăm un post unde să fiu în mijloc de locomoție, să mă duc acasă la mama și la sora mea, care au rămas fără niciun sprijin, pentru că noi am fost și refugiați, aici e cabinetul de refugiați, am fost toată familia refugiată, pe când am venit acasă, n-am găsit nimic, pe când i-am cârpit, îl arestează pe tatăl meu. Și mi-a dat postul la Cernuc, unde am stat, și acolo eram urmărită, dar nu m-au arestat niciodată și au fost oamenii mai altfel, știți? Și așa că am stat acolo până m-am căsătorit și am venit încoace la Ghelma. Asta am fost povestea. Câți ani după ce l-au împușcat pe tatăl dumneavoastră vă chemau la securitate? Câți ani? Ani aia doi. În 2-3 ani. Bine, eram, să vă spun ceva, eram, cum să spun, nu, bine, că nu aveam, n-aveam niciun curaj să mă duc undeva să zic, dăm un post în învățământ, pentru că zicea, tată tău a fost împușcat și nu dau. Asta a fost situația. N-aveam curaj să intru nicărea, nici într-un oficiu, nicăirea, că eram desapreciată, eram, cum să spun, persecutată, erau, și totul meu a fost persecutat. Că nu, după ce ne-am căsătorit, niciun serviciu bun nu-i mai dădeau. Asta vreau să te spun, în timpul când era fugit. În timpul când era fugit, toată noaptea vineau pe la casa noastră, pe la mama și pe la sora mea, toată noaptea îi băteau în ușă, ba intra unul, ba căuta pe supa, ba căuta pândulapuri, ba lua actele, banii le-au ars toate. Ne-au aruncat niște contracte foarte importante, au ars cu pământul și toată noaptea mama era, ferească Dumnezeu, cădea, leșina, erau niște treburi, punea la antenă în geam, punea în geam să vadă că unde-i și să spuie că unde-i. Dumneavoastră erați învățătoare când l-au împușcat. Eu eram învățătoare acolo. Vă aduceți aminte cum au reacționat copiii de la școală, dacă erați învățătoare să afle? N-au știut. Dar cum să le povestesc așa ceva? Tatăl dumneavoastră discuta cu dumneavoastră despre comunism, despre... Cum să nu?
Cum să nu? Dar nu putea să-i suporte, dar nu putea să-i vadă. Dar mereu vineau să se scrie în partii și ziceau rândunică, nu face primăvară. Eu nu mă scriu într-un carnet, nu-mi vând neamul pe un carnet de partid. De ce nu-i plăceau comuniștii? Fusese în Rusia? Pentru că erau agresivi și el cunoștea situația din Rusia că a fost prizonier. Nu vreau nici să audă de așa ceva. Mi-au spus așa, dragul tati, în viața ta te poți cinsti la școală să nu te aresteze, că în timpul ăla veneam acasă, de ei mai ducem de mâncare pe unde știam că îl ocrotez și să ruga lui Dumnezeu să le deie sănătate la oamenii care i-au ocrotit. Care i-au ocrotit și dau de mâncare, că se duceau pe vii și pe acolo să mănânce struguri. Că că vin americanii, nu mai vine niciodată. Dar despre organizație nu vorbea cu dumneavoastră? Bă, el știa că e o organizație. Asta știam și eu că e organizația, pentru că ce aveau ei, nu s-o da el secretele chiar așa pe față. Eu vă spun, asta n-aș putea zice că a fost implicat. Din câte știu eu, erau mai mulți, dar nu i-o prins pe aia pentru că ei cozând înainte, chiar în ziua aia, o pleca nu știu unde, l-o chema să margă, dar nu s-o dus, că zice, mă dor picioarele și nu mai pot să mai umblă atâta. Mama dumneavoastră, ce era atunci? Era lucra casnică. Undeva, era casnică? Casnică, doar țărani acasă. Cum a suportat dumneai toată treaba asta? Uite, așa o suportat. O muri la 86 de ani de reumatism. Ce înseamnă pentru dumneavoastră momentul ăsta de acum, când în sfârșit... Sunt cea mai fericită pentru că mor în păcate, că pe tatăl meu îl duc acasă. Și-i sărut oasele și-i mulțumesc că l-a împușcat Dumnezeu Iisus și vede și ne-a pedepsit pe tot după cum merităm. Sunteți mândră de tatăl dumneavoastră? Sunt foarte mândră și am fost mândră totdeauna că a fost un om inteligent și un om bun, care i-a ocrotit pe toți săracii, să știți, și totuși l-au împușcat, pentru că nu a fost de partea lor, că le spunea pe față, nu era un falset. Uite, domnule, nu-i bine și nu mă scriu, nu mă scriu în partid și nu fac, cum ziceți voi, pentru că nu-i bine. Mama dumneavoastră și-ar fi dorit să știe că în sfârșit... Vai de mine că tot a murit în suflet, vai Ionita meu că nu l-am văzut, vai că nu l-am... Unde a murit și cum a murit? Când am văzut scheletul, nu schelet, numai degetele deja erau, când am văzut, am zis, ticule, sărutoasele! Că cu tine sunt împăcată, că mă duc, poate că n-am nici eu, că am 84 de ani, mă duc fericită în lumea cealaltă. Dumnezeu să-i ajute și Maica Domnului, să-l putem duce acasă și să-l înmormântăm. Și le mulțumesc celor care l-au deshumat și au lucrat pentru dinși voluntar. Le mulțumesc din suflet și Dumnezeu să-i apere, să nu cadă în momentele în care a căzut tatăl meu. Dacă ar fi să le dați un sfat la cei tineri care n-au știut ce înseamnă comunismul? Le dau și acum, doamnă. Le dau să știe că comunismul care a fost, regimul care a fost la noi, a fost o bătaie de joc, a fost nu români, a fost toate adunăturile care au existat, că ei au condus. Și de asta nu merg bine treburile la noi în România. Le-aș ști niciodată să nu se scrie în Partidul Comunist. Totdeauna ce-a fost așa și acum. Nu există să fi schimbat ceva, că așa-i ăsta lor, proiectul lor, sau cum să zice. Asta le dau sfat. La tineri și să fie totdeauna mândri de ceea ce fac, să nu se ferească să lupte pentru o țară. În perioada aceea, când erați ținuți oarecum în afara satului, au fost oameni care v-au ajutat, oameni care au rămas prieteni cu dumneavoastră, chiar dacă... Au rămas, că atunci nimeni nu vine la noi, nimeni, mă, neamuri, ceva păpuriș, să nu știe unul de celălalt. Mai venea vecinul care era băgăcean din jos, vinea la noi,
așa înconjura casa și pe din sus să-l vedem cu o singură dată, a fost tata acasă. Și atunci, cu mare frică, am pus pază peste tot să vadă dacă, ca să poată fugi dacă vine nou. A fost acasă și de atunci nu mai pot. Și ultima dată când am fost la el, mi-a zis așa, grijă, dragul tati, nu cumva să faci ceva, să te aresteze și pe cine securitatea, că mama ta e mai de capul ei. Și totul așa, au rămas minore și ca mai de capul lor. Vinite după un refugiu de aproape 4 ani. Bărbos zice către mine când o pun nunta mea. Zice către mine, era un fiind de-a nostru. Un fiind, părinții era fiind, mama mea l-a botezat. O zis către mine, ce nănașă, nu m-ai invitat la nuntă. Pe lângă el am trecut așa, dar nu l-am invitat. Pentru că i-a luat bocance din picioare când i-a găsit mort la tata meu. Atunci i-am cumpărat bocanci, nu eu, eu i-am dus. I-a luat bocanci din picioare, i-a luat haina de pe el, haina groasă, scurtă avea, că doar era toamna, acum vine toamna. Și ce-a avut? Și bocanci, i-a cerut mama mea, dămniță, ca și zice. Dă-mi bocanci, de că dânsa lui soțul meu, al lui bărbatul meu, măcar atâta să am de la el. Nu să-i dau, nu să-i dau, că nu merită să ți-l dau. Și zice, atunci i-a dat numai haina. I-a dat haina scurtă și în, o scurtă de, de asta, de topă. Și în ea era, în ea era Maica Domnului, o găsind mamica, Maica Domnului cu Iisus în brață, o iconită, un tip așa. Doamnă, a fost comunismul un blestem pentru nația asta? Un blestem, să știți. Regimul care a fost un blestem. Mii și mii de oameni. Doar vedeți și dumneavoastră, și la Cluj, în altă parte. Au fost închiși, doamnă, îi bătea securitatea. Îi pune, turna apă peste ei și sare. Vă dați seama, mi-au povestit deținuți politici mie. Îi pune jos, turna apă, turna sare. Se poate ierta ceea ce v-au făcut dumneavoastră comuniștii? Iar pentru că Dumnezeu i-a pedepsi. Dumnezeu i-a pedepsi și nu vreau să mă răzbun pe copiii lor, pentru că copiii nu au vină, dar vreau să-mi dea niște despăgubiri. Statul, pentru că statul e vinovat. Și credeți că se poate despăgubi o viață? Păi nu cred. O viață nu se poate despăgubi pentru că viața nu s-o ia nimeni, numai Dumnezeu. Și o luat-o ei cu mâna lor. Dacă ar fi să-l aveți aici în față, pe cel care l-a împușcat pe tatăl dumneavoastră? Nu i-aș face nimic, să știți. La ce i-ați spune? Nu mai aș spune. Dumnezeu să te aibă în grijă. El știe. Și El ne judecă pe toți. Un Dumnezeu avem și El încrede. Credința în Dumnezeu m-a făcut ca astăzi oamenii ăștia cinstiți să-L degumează pe tatăl meu și să-L îngropăm creștinește așa cum a meritat el, și credincios și român bun a țării românești. Sânge de român!